Tot mai multe terenuri sunt la căutare în comuna Vlădești. Primarul Adrian Cosac susține că în ultima perioadă se construiesc în Vlădești cartiere de locuințe tot mai des. În primele luni ale anului au fost emise 30 de autorizații de construire aproape lunar, ceea ce indică un interes ridicat pentru investiții imobiliare în zonă. Vlădeștiul, dezvoltându-se în continuu, apar tot timpul străzi noi, străduțe noi, drumul de interes local, se sistematizează zone, lucrăm la plan urbanistic general, o să trecem mult teren din extravilan în intravilan, se construiesc acum cartiere, nu se mai construiește casă cu casă, se cumpără un teren, zicem, 10.000 de metri pătrați, 15.000 de metri pătrați, se sistematizează, se creează drumuri ca să ai acces către proprietăți, să predau către primărie și atunci apar drumuri noi care trebuie modernizate. Dar astea o să le prindem în proiectele următoare și încercăm să asigurăm toate utilitățile, respectiv infrastructura, pentru a putea dezvolta localitatea Vlădești. Aveți așa o idee, ca o paranteză, anul trecut, cam câte locuințe s-au construit? S-au construit la Vlădești? Da. Multe. Avem o statistică făcută. Sunt construcții noi, sunt extinderi, sunt modernizări, dar vreau să vă spun că săptămânal pot să spun că semnez, cred că, să nu exagerez, 10-12 proiecte, construcții noi și extinderi. În afară de avizele care se dau pentru branșare, la gaz, la utilități, apă, canal, curent, tot ce trebuie, în afară de asta. Deci autorizați undeva 10-12, 14 pe săptămână, cred că. Acum, nu sunt toate pe construcții noi, dar sunt și pe extinderi, sunt și pe anexe gospodărești, nu numai pe locuințe. Dar important e că vedeți să dezvolt. De exemplu, numai într-un cartier am dat 30 de autorizații. 29 pe construcții de locuințe civile și una pentru un spațiu comercial. Pentru a putea atrage cât mai mulți investitori, dar și noi locuitori, autoritățile locale continuă cu proiectele de infrastructură rutieră, gaze naturale, apă și canalizare.